Salutare, dragi prieteni, bine ați venit pe canalele noastre. Am plecat la plimbare pe grabă, adică n-am știut că vin, dar am zis hai că vin și eu. Uitați-vă pe bunica Mândra, vlog cu bunica Mândra. Bună ziua, mergem. Prietenii Luminița. Da. Unde mergem noi acum? La bunica Zânca. Mergem că a venit de la spital. Și nu știu dacă a ajuns, că te văd că are telefonul închis. Da. Da. Nu știu. E acasă, nu e acasă. Am văzut că ai făcut vlog cu bunica ta, cu mama ta. Am făcut, dar uite, nu pot să merg, că mă doare piciorul. Mm. Și tu mergi repede și eu merg mai încet. Da. Lasă și tu mai încet. Lasă, mai încet. Să te ajung și eu. Da. Că nu pot să merg. Și mergem la ea. Mergem de acasă. Să lăsăm frigul. Am crezut că este căldură. Că nu ne-am îmbrăcat mai gros. Soare cu dinți, prieteni. Da, dar este gel. Frig. Soare cu dinți. Dinți? Da. Adică e soare, dar nu e cald, e frig. Da? Da. E frig, frig. Mai avem puțin și iasă căldura și atunci spunem că nu este... E, iarna e mai multă activitate decât vara. Vara stăm numai în casă, cu focul, da, cu căldura, spălăm, nici hainele la uscat, ziua. Nu avem unde să le punem, da, gen. Și curățenie toată ziua și tot plânie. Da. După parte faci pe una să mântărește. Așa că vara e mai multă activitate, mai ieși la o piscină, la o terasă, mai te plimbi pe jos. Ne plimbăm pentru că e căldura. Ba, ne plimbăm. Da. Dar acum... E frig? Și când o fi căldura, spunea că e prea cald. Da. Și am cumpărat lui bunica compote, două compoate, am cumpărat suc cozonac și mergem la ea. Că nu se merge cu mâna goală. Așa e. Da, uite pe Cassandra. Așa e. Dar de ce oprește la noi? De ce oprești la noi? La plimbare, ne filmăm, da. Vai, dar unde ai ieșit, ai ieșit cu bolidul? La plimbare. La plimbare? Că-i baba Zânca! Da, ieșirăm și noi la plimbare, că văzim în soarele ăsta și... Îți dai seama. Dar tu ai cu ce să te plimbi? Hai că plecăm. Spa! Cassandra, prietene, poata lui bunica Ileana. Are mașina, are, vezi, dacă tu n-ai luat carnetul, permisul să mergem și noi cu mașina? Da. Păi, n-am luat. Păi n-ai luat, că la voi nu se ia, nu prea se lua păi, de mult. Atunci, pe timpul ăla. Da. Pe timpul ăla lui nu se lua. Singura femeie care a luat a fost bunica Ileana. Ai, nu, era și doamna Stella. Nu știu. A fost mai câteva multe. Câteva au fost, n-au fost multe. Acum a luat toate. Da, numai tu ai rămas și ne-ai luat. Mm-hmm. Vezi, vezi. Lasă să faci tu ani. Da. Și să te bagi la permis. Eu o să iau. Să nu mai faci prostia ce am făcut eu. Da. Să iei permis, să știi, să conduci. Când e să mergi undeva, nu, să mai... Să nu te mai rogi la nimeni. Te urci în mașină și te duci unde trebuie. Da. La cumpărături. Uite, ne vede verișorul tău că filmăm. Și dacă? Vorbește cu el pe țigănește, vorbește. Și ca mărâzei. Ce e la mă vede toată lumea, prieteni, că fac vlog. Țucăle! Da. Dar toată lumea mă știe de pe vlog. Da, țucăle, ai văzut, m-a clansunat. Președintele. Ne-a văzut și el că ne... Că ne filmăm pe stradă. Da. Trecem pe aici? Mița, eu cam obosit. Nu mai mașina să nu dea peste mine acum. Gata. Haideți că trec mai încet. Și ridic imediat telefonul că mi-e rușine că mă vede lumea. Că trec, trec cu camera pornită, cu filmatul. Petrecere cu filmarea. Ori să mă uit la vlog, ori să trec strada.
Mai avem puțin și ajungem. Ce zici, a ajuns? Păi nu știu dacă fi ajuns. Dacă a ajuns. Prietență ajuns. Naturală, nu. Ei, a ajuns. Nu. Și telefonul. N-am mai folosit machiaj, că vreau să mă duc iarăși la tratament. Da? Să scot punctele negre care mi-au apărut. Ia să mă ieși pe mine puțin. Păi tu n-ai nimic pe față, nu? Fața ta e lacrimă. Nu, să mă pensez. Da, pensează Iuliana, te iau gata. La Iuliana, mergi cu mine și te pensez. Iuliana a fost prietena mea. Da. Mă duceam de mult la salon, mă duceam, mă pensam. Acum ai îmbătrânit, gata. Nu mai pot să mai merg. Dar merg și acum, dar nu pot să mai merg pe jos. Da. Ah, iar. Am înțeles. Ce greu, prieten, că n-ai mașină, nu poți să mergi pe jos. Hai că gata, am ajuns. Da, unde e filmarea? Prietenii, am venit aici, am ajuns, am tăiat cotonacul, i-am dat lui bunica, suc, cozonac. Da, îți mulțumesc, să fii sănătoasă. Și tu să fii sănătoasă. Ia Dumnezeu sănătate. Dar nu filmez că nu se simte prea bine. E cam rău. Nu prea mă simt bine. Și mai cu gata. Vă mulțumesc că ai venit pe la mine. Da. Luminița. Păi numai eu n-am venit, au venit toate și numai eu n-am venit. Trebuie să vii, că ești nepoata mea. Da, mai îndepărtată. Acum gata, am venit. Gata, acum mai știi când mai vin? La anul. De Paște. De Paște, de Paște. De Paște să vin. După Paște, da. Și acum nu mai vin. Nu mai vin. Nu mai vin. Nu mai vreau să mai vin, gata. E frig acum. Eu nu ies iarna din casă. De ce? Pune zăpadă pe pământ. Da, e frig și nu-mi place frigul. Nu-ți place? Nu. Să gata, prieteni, închid vlogul. Vă mulțumim frumos. Și revin eu mai târziu. Ia uitați cu ce ne servesc. Cu pulpe, cartofi la cuptor. Da. Ne servește și un pan. Nu, nu te filmezi, stai listă. Nu te filmezi. Nu filmezi pe nimeni, farfuria filmezi. Asta e mâncarea mea, regim. Bun. Orez. Se alungă de regimul. Ce fel pulpe? Asta hainul. Ia uitați cu ce bunătăți ne servește bunica. Păi trebuia. Cu carne. Am venit atâta drum. Am venit atâta drum. Da, pe jos. Prieteni, vă pup și o să revin cu bunica Ileana, că mai trebuie să mai filmez, n-am filmat de ajuns. Și revin mai târziu, prieteni. Da.